Eu mă gândeam acum la uh, identitatea uh, cărții sau personalitatea unei cărți. Mă gândeam la colecția de poezie de la Cartier, care are o amprentă distinctă și care este foarte apreciată în tot spațiul românesc. Uh, și în momentul în care ai deja un fel de italon uh, pe care toată lumea îl vede ca uh, unul de top, e... E foarte, uh, nu că e o provocare a să găsești identitatea ta care să facă concurență uh, s, uh, de, sau poate nici nu e vorba de concurență, dacă care să-ți dea această uh, unicitate. Și mi se pare că voi ați găsit-o tocmai prin această colaborare între uh, un poet și un pictor în mod obligatoriu. Nu știu dacă uh, e doar cazul Radmilei uh, sau uh, asta va deveni un fel de uh, Um, carte de vizită a poeziei scoasă sau editată la Cartego Bine, um, într-adevăr avem câteva cărți de poezie scoase la editură, la fel este uh, cartea zvâca lui Victor Fală, uh, unde pe coperta, apropo, este un autoportret, adică tot e un fel de colaborare, chiar dacă este același om, dar cu e o colaborare <laughs> între poet și artist. Uh, uh, nu știu, între, e foarte important atunci ceea ce faci, să faci cu toată dorirea și... Um, Însăși, Cartego e un produs atât de complex ca și spațiu, ca experiențe pe care le dă. Noi încurajăm să vină familie pentru că acolo se găsește de citit și pentru cei mici și pentru cei mari și de toate gusturile. La fel este și librărie și galerie, respectiv și cărțile care se editează cumva au această amprentă. și mi îmi pare eu de grozavă când nu cauți uh, șabloane sau uh, ceea ce este în mod, în vogă sau undeva uh, deci copiatul acesta Nu, eu mă uh, referam la niște particularități care să vă aparțină doar vouă sau cumva să, să creeze amprenta uh, foarte clară a ceea ce înseamnă cartea de poezie de la Cartego Vom vedea, deci nu știu ce să zic Eu, eu uneori văd aceeași lucrarea, Cartea Ce mai faci poezia a Ioane Că îmi place foarte mult Cum a fost machetată Și până la urmă arta Ceea ce a făcut designul, Cum a, a propus să fie citită, Văzut această poezie La fel este un lucru foarte fain Dar nu pot spune că designerul este un artist Totodată e artist Pentru că viziunea lui artistică A influențat cititorul